Revenim cu fiziologia sistemului nervos. Astăzi vom vorbi de transmiterea sinaptică. Ce este transmiterea sinaptică? Este transmiterea de informații de la o celulă nervoasă la cealaltă celulă nervoasă, adică transmiterea de informații de la un neuron la celălalt. Sinapsa fiind zona de comunicare dintre acești neuroni. Ei bine, informația poate fi transportată direct de la un neuron la celălalt neuron sau prin intermediul unei substanțe chimice numite neurotransmițător. Ok, după cum știm, sistemul nervos este conectat cu toate sistemele din organismul nostru și are o funcție senzitivă în care preia informațiile din mediul extern sau intern și le transmite spre centru, le procesează și o funcție motorie prin care transmite informațiile de la centru spre periferie. Ok, această informație transportată este transportată sub formă de un impuls electric, adică sub formă de un potențial de acțiune. Ok, haideți să vorbim un pic despre cum se formează acest potențial de acțiune. Ok, aici avem o terminație axonală senzitivă, periferică. Ok, orice stimul mecanic, adică o informație externă sau internă, de la nivelul mediului intern, este recunoscută de niște receptori numiți mecanoreceptori. Aceștia ce sunt? Sunt niște canale ionice, care vor face ce? Un influx de ion pozitiv, care va modifica potențialul de repaus, care este de aproximativ minus 70 de milivolt, până la un minus 50-55 de milivolt. E bine, această modificare a potențialului membranar se numește un potențial local de receptor. E bine, acesta va deschide niște canale și va propaga acest potențial de receptor până la zona de inițiere a potențialului de acțiune. În cazul nostru, zona de inițiere a potențialului de acțiune este primul nod Ranvier, la nivelul mielinei. Ok, între tecile de mielină. Ok. Aici ce se află aici? Zona de inițiere a potențialului de acțiune. Canale voltaj dependente de sodium. Și teoretic, potențialul de acțiune se formează printr-un influx masiv, adică intră foarte, foarte mult sodium, ion pozitiv. Acesta este impulsul electric și potențial. Teoretic, forma în care se transportă informația în sistemul nervos. Și acesta este propagat, aici se va modifica de la minus 70 la minus 50, în al doilea nod Ranvier, să zic, unde iarăși este bogat cu canale voltaj dependente de sodium care se vor deschide la modificarea de voltaj și vor forma și aici un potențial de acțiune, că acesta va fi propagat mai departe și mai departe până ajunge la terminația neuronului. Ei bine, în această zonă el trebuie să transporte informația, acest impuls electric, de la acest neuron la celălalt neuron. Și aici intervine mecanismul sinapselor. Acest impuls electric realizat de intrarea masivă a sodiumului se numește depolarizarea celulei. Și aceasta este teoretic cea care se propagă până la sfârșitul neuronului. Ei bine, imediat după această depolarizare urmează revenirea rapidă la potențialul de repaus și se face tot prin intermediul unor canale, dar de data asta de potasium. Potasiumul iese și aceasta se numește repolarizare și astea sunt fazele potențialului de acțiune. Ok, revenirea gradientelor electrochimice, adică sodiumul care a intrat, să-l scoatem afară, se face în timpul potențialului de repaus prin intermediul pompelor ionice, adică prin intermediul unui transport activ cu consum de ATP. Ok, haideți să vorbim despre sinapse. Și avem aici două tipuri de sinapse. Sinapsa electrică și sinapsa chimică. Hai să vorbim întâi de sinapsa electrică. Ce este sinapsa electrică? Este teoretic o juncțiune dintre două celule. O juncțiune dintre două celule. Această juncțiune, după cum o știm, se numește juncțiune gap, juncțiune de comunicare.
ce duce la transportul unui potențial de acțiune direct de la un neuron la neuronul învecinat. Deci sinapsa electrică este teoretic ce? Juncțiunea gap, care este formată din ce? Din niște proteine transmembranare de pe această celulă și această celulă, care formează un canal de comunicare între cele două celule. Aceste proteine se numesc conexoni. Ok. Deci, sinapsa electrică transmite potențialul de acțiune direct și foarte rapid de la o celulă la cealaltă, dar și de la această celulă spre această celulă, adică poate fi bidirecțională. Ok, această sinapsă electrică nu este atât de răspândită în sistemul nervos central. Ok, ea se află mai frecvent între celulele miocardice, dar și celulele musculare netede. Ok, în sistemul nervos de obicei conectează dendritele una de cealaltă cu rol în sincronizarea a activității acestor neuroni, dar și conectează și celulele gliale una cu cealaltă, adică face niște rețele de celule gliale. Ok, în sistemul nervos central interacționează neuronii inhibitori din cortexul cerebral și talamus și neuronii excitatori din trunchiul cerebral. Și în hipotalamus putem găsi niște juncțiuni gap, adică sinapse electrice și în ganglionul bazal, dar și în modova spinării. Și acum vom vorbi de cel mai important tip de transmitere sinaptică și aceasta este sinapsa chimică. Tot este transmiterea de ce? De potențial de acțiune, de impuls electric de la un neuron sau de la o celulă la cealaltă celulă. Dar de data asta nu este direct. Se face prin intermediul unei substanțe chimice numite neurotransmițător. Ok, sinapsa chimică prezintă mai multe părți. Un segment presinaptic, o fantă sinaptică și un segment postsinaptic. Și transmiterea prin acest fel de sinapse este întotdeauna unidirecțional, adică doar de aici până aici, de la segmentul presinaptic spre segmentul postsinaptic. Ok, hai să vorbim de mecanismul transmiterii sinaptice prin sinapsa chimică. În primul rând, acest neuron presinaptic va forma niște neurotransmițători. Unde îi formează? La nivelul corpului. Și îi va pune în niște vezicule și îi va transporta până la membrana presinaptică. Care ce este zona presinaptică? Este o terminație axonală. Ok. Aici vor fi stocate aceste vezicule de neurotransmițător. Ok. La sosirea potențialului de acțiune până la segmentul presinaptic, ce se întâmplă? Se deschid niște canale de calcium, voltaj dependente, care depinde de acest potențial de acțiune, și va crește calciumul intracelular din segmentul presinaptic. Acesta va duce la ce? La activarea exocitozei, adică la scoaterea neurotransmițătorilor din segmentul presinaptic în fanta sinaptică. Deci calciumul intracelular când crește, în primul rând, veziculele de neurotransmițător se apropie de membrană, fuzionează cu membrana și își scoate produsul afară prin exocitoză. Ok. Acum, neurotransmițătorii se vor transporta de la segmentul presinaptic până la segmentul postsinaptic. La segmentul postsinaptic ce așteaptă? Niște receptori. Acești receptori de la nivel postsinaptic sunt de două tipuri. Primul se numește receptor ionotrop. Este un receptor canal. Și când se leagă neurotransmitătorul de acest tip de receptor, se deschide direct canalul ionic și modifică potențialul de membrană. Ok, ăsta, în acest tip de receptor se găsește în sinapsele rapide. Iar al doilea tip se numește receptor metabotrop. Este un receptor care tot duce la deschiderea unui canal ionic
dar de data asta indirect, cu ajutorul unui intermediar, cu ajutorul proteinei G. Ok, acesta se găsește în sinapsele intermediare și sinapsele lente. Și acum vă voi arăta diferența dintre ele. Ok, neurotransmitorul se leagă de un receptor, receptorul deschide un canal ionic direct, influx de ion, acest receptor este ionotrop. Ok, când neurotransmitorul se leagă de receptor, iar receptorul activează proteina G, iar proteina G deschide direct canalul, ei bine, acest tip de receptor se găsește în sinapsele intermediare. Ok, iar când neurotransmitorul activează acest receptor, iar acest receptor activează proteina G, iar proteina G activează un alt sistem enzimatic, cum ar fi adenilat ciclaza, care ne sintetizează un mesager secund numit adenozin monofosfat ciclic, care ne va activa o altă enzimă numită protein chinaza A, care va deschide un canal ionic, e bine, în acesta se numește sinapsă lentă. Trebuie să știm că și la nivel presinaptic avem un tip de receptor numit autoreceptor. Care ce va face? Când neurotransmitorul se întoarce la nivel presinaptic și se leagă de acest receptor, va modula eliberarea de alți neurotransmisători. Ok? Acesta se numește autoreceptor. Ok. Acum, ce se întâmplă cu neurotransmitorii după ce și-au făcut treaba? Păi, există niște mecanisme pentru fiecare neurotransmisător care îi face să părăsească fanta sinaptică. Unul din ele este recaptarea de către segmentul presinaptic sau recaptarea de către o celulă glială din jur, cum ar fi glutamatul. Ok. Sau degradarea acestui neurotransmisător de către o enzimă, cum ar fi la acetilcolină, care este degradată de acetilcolinesteraza. Acesta este mecanismul transmiterii sinaptice chimice. Ok. Acum, sinapsa chimică poate fi ori excitatorie, ori inhibitorie. Ok, aici avem un exemplu de sinapsă chimică excitatorie și un exemplu de sinapsă chimică inhibitorie. Să presupunem că potențialul de repaus este de -65 de milivolt. Ăsta e segmentul presinaptic și ăsta e segmentul postsinaptic. O sinapsă excitatorie, ce va face în segmentul postsinaptic? Îl va depolariza. Deci va forma un potențial postsinaptic excitator, adică o mică depolarizare care va stimula canalele voltaj dependente care vor forma un potențial de acțiune. Ok. Sinapsa inhibitoră ce va face? Neurotransmisătorii se vor lega de receptori care vor deschide canale care vor face ce? Hiperpolarizarea segmentului postsinaptic, adică de la -65 la aproximativ -75. Vor inhiba acest neuron de la formarea unui potențial de acțiune. Vor forma, adică, un potențial postsinaptic inhibitor. Ok. Cum se formează potențialul postsinaptic excitator? Direct prin influx de sodium sau influx de calciu, sau indirect prin blocarea efluxului de potasium sau blocarea influxului de clor. Iar sinapsa inhibitorie cum se face? Prin deschiderea unor canale care vor face ce? Un eflux de potasium sau un influx de clor direct sau prin blocarea canalelor de sodium, adică influxul de sodium și influxul de calcium. Vă mulțumesc pentru atenție, data viitoare vom vorbi de exemple de sinapse, adică sinapsa colinergică, adrenergică, GABAergică și glutamergică.